Arriba, arriba! Bine ați venit la Vlogulet, vă place pălăria Adeliei. Hai că ai trezit tot este bună. Da. Bine, am venit și noi aici, la oamenii ăștia, să vedem care e treaba. Aici și așa. E bine că e mai puțin aglomerat astăzi, deși e zi din asta liberă. Prima zi din mai. Este o zi de muncă care se sărbătorește prin nemuncă, nu? Că vorbea. La ce e bună, domnule, munca? Ce e, domnule? Cine se mai duce? Foarte naționaliști oamenii ăștia, pe aici tot văd șoiul de steaguri. Cine se mai duce la muncă în ziua de azi? Dar chiar, ce se duce la muncă azi? Mai duceți-vă, domnule, la muncă. Parcă și aud vocile. Mai duceți-vă, bă, la muncă, vă plimbați atât. N-avem noi. Așa? N-avem despre arată nețâțele, avem despre tute la muncă. Deci nu mai știi ce dracu să faci. Dar mă rog, e bine că există. Da, este tot închis astăzi. Mai puțin tot ce înseamnă băuturică și mâncărică, nu? Astăzi adică ce trebuie, doamne, ce trebuie. Noi suntem și băuți și mâncați și tolăniți și arși de soare, că am fost la o cărciumă, a fost extraordinar. Da, na, am zis, băi, ok, am mâncat, am băut, ne-am simțit bine. Acu, hai n-ai să facem pașii ăia, că calorie, ne facem cât casa altfel. Ai, ai, ai. Am fost la un restaurant foarte drăguț în Marbella, ne-am văzut iarăși cu colega mea și de data aceasta a fost foarte drăguț că a venit și soțul ei și băiețelul ei și am avut așa o zi drăguță care a fost cumva încununată foarte bine de o mâncare superbă și am băut și un cocktail foarte bun, apropo, tu ai băut o cocolada fără alcool, ceva ce a fost foarte delicios, dar eu am băut pentru prima dată tequila, un cocktail pe bază de tequila, n-am simțit nimic, probabil sunt... Și a fost foarte bun pentru că avea pomelo în el. Pare. M-am oprit aici pentru că voiam să ți ofer cadou acest buchetău de flori, domnule. Atâta vreme cât nu iese nicio gâză de pe mine, dar chiar dacă sare Delia brusc acum, o să vedeți gâza da. Pe după ea. Bun. Uite, mesele văd că sunt disponibile, se poate sta. Și uite, mai era parcare aici, mă. Da. Băi, noi am căutat o stradală, nici nu știm dacă trebuie să plătim acolo. În cel mai nefericit caz, ne trezim cu amendă că de scos de acolo, nu scot aia nici cu toate chestiile, că era atât de îngustă parcarea. Ne-am făcut 17.000 de manevre. Ce se întâmplă, domnule? Cer să-mi dau seama cum trebuie să-mi pun corect, când clăpăgești urechile, știi? Și am zis să facem și noi caloriile astăzi, că stăm prost de tot, nici la jumate nu suntem. Vede? Doar cât am mers până la toaletă, nu? Atât, da. Ce, mi-aș fie și eu milieul ăsta. Milieu, da. Am râs de Delia toată dimineața cu milieul ăsta. Are o rochie, iar rochie așa per se e frumoasă, domnule, dar sus aici pe cuvânt de onoare, când, pe când o călcam noi cu steamerul, domnule, are milieu. Are și jos. Vorbesc serios că e milieu clasic. Da, dar eu mă simt așa ca o mini mireasă. Fii atent ce telefon aici. Eu mă simt acum ca o mini mireasă. O, ce telefon ai? Cu clapete, cu... Cu butoane. Doamne, sunt astea senior. Chiar mă gândeam când eram acolo la local, dacă ar trebui să ne ridicăm și să mergem să explorăm. Și după aia mi-am dat seama că la momentul la care îmi doream eu să merg să explorez, adică pe la 1-2, nu era chiar cea mai plăcută vreme. Așa, acum cât s-a mai făcut ceasul? 5, câte ceasul? S-a făcut 6 fără 20, uite. Bă, treabă serioasă, nu așa? Treabă serioasă, domne. Vai, ce frumoasă e strada asta, vezi? Da. Ce bine arată? Dar mereu am spus despre străzile din Estepona că sunt foarte frumoase și ce le face super frumoase, în general, în zona asta, Marbella, Estepona, au un adaus foarte frumos în aceste ghivece de flori care sunt agățate pe pereți, așa, și care arată senzațional. Iar în Marbella, astăzi am vizitat Marbella pentru prima dată și centru istoric. În Marbella toate sunt vopsite în albastru. Cine vrea să vadă, există o poză la mine pe Instagram, la Delia Mărâr. Ghivecele sunt albastre, florile sunt roșii, că sunt toate mușcate de un roșu foarte aprins, pe un fundal alb. Arată senzațional. Uite și aici ce frumos e. Nu știu dacă să intrăm pe aici. Care vrei, că ăsta este centru. De fapt, hai să mai mergem așa. Pe aici nu sunt trotuare și văd că circulă și mașini. Dar toate magazinele sunt chise. Eu tot zic de ceva vloguri că să beau mojito. Deci și dacă nu mi-am spus că voi bea mojito ăla, o să ajung naibii să-l beau în ultima zi sau deloc. Pentru că niciodată nu mi-am îndurat să-mi iau. Ba mi-am luat sangria, pentru că era prea devreme pentru cocktailuri. Ba mi-am, când spun prea devreme, în sensul că era prânz. Nu vă gândiți că de când m-am mutat în Spania, glojdesc de la prima ora dimineții, că nu e așa. Glojdește, da, șparge, doamne! Astăzi m-am dus cu gândul că îmi voi lua un mojito și cumva colega mea m-a deturnat și a spus au un margarita pomelo. Un margarina pomelo. Ceva senzațional. Și atunci am zis, bine, hai, nu-mi iau nici acum. Poate totuși astăzi, vedem până la sfârșitul acestui vlog, am excelat, am găsit și eu un... Mojito. Mojito. Dacă nu, măcar un nojito. Măcar un nojito, ceva de bază de ojito să fie.
Îmi place că e așa, foarte liniște, nu știu, o fi o ora de vină, observi, nu așa e muzică. Așa, de pensionari? Data trecută când am fost aici, tot așa ne-am plăcut extraordinar de mult. Cine nu știe, avem un vlog aici pe canal. Duceți-vă și vedeți-l ca să vedeți dacă am mai slăbit, dacă m-am mai îngrășat, mai am burtă, mi-au crescut mâinile grăsani, da, m-am învățat, am scăzut. Vă rog să-mi spuneți. Că pentru research, duceți-vă este și research-ul comentatorilor noștri sportivi. Da. S-ar putea aici să găsești empanada, să fii atent. Deci e o de-asta cu cocărie, pâini. Da, fii atent că au empanadă. Hai să le vedem cum arată măcar, de curiozitate. Deși noi suntem realmente stuffed, suntem super plini, aș zice să vedem dacă... Uite aici ce s-am văzut. Uite, sunt empadia. Uite aici. Ola, empanadia. Okay, empanadia. Empanada din alea micuțe, da, știu, dar acum chiar nu mă ajută cu nimic. Ce vreau eu să văd? Așa? E un porc aici, sunt super curioasă. Da, uite aici, e 18-50 kg. Aha. Uite și acolo e un gang. Hai să vedem și noi ce e acolo. A început explorarea gangurilor. Da, stai un pic, n-am mai fost noi pe aici deloc? Cum să nu, bărea? Ieșim la alte cârciuni. Hai să vedem. Hai, mergi. Mergi că e o grămadă de explorat și este super frumoasă. Este Pona. Țin minte că a fost una dintre locațiile care mi-a plăcut cel mai mult în ultima noastră excursie în Spania. Cred că ajungem la primărie. Mă văd aici steagul Uniunii Europene. Ayuntamento! Da. Hai că mi îmbunătățesc și skillurile de spaniol. Hai să facem aici la stânga să vedem care e treaba, pentru că e un parc. Tu, ce frumos e! De ce nu e lumea, domnule? E întâi mai muncitoresc! Muncește lumea, lumea, nu ca tine, lepră! Foarte frumos! Da, întreg ansamblu e foarte frumos. Super. Da. Dar, doamne, ce te potrivești cu această bălărie? Știi ce? Te-am întrebat mai devreme câte ceasul. Poți să mai spui, te rog, câte ceasul? Da, acum este 6 fără sfert. Așa, perfect, că nu voiam să lăsăm acest vlog, această oportunitate să treacă fără ca Doru să mai facă puțin plasare de produse. Pentru că, bineînțeles, după cum știți, noi suntem extra sponsorizați de Apple. Nu ne mai ajung buzunarele câți bani ne-a băgat Apple. Nu ne mai ajung saci câte mere avem. Saci, nu mai avem greble cu care să schimbăm și să întoarcem banii în fiecare zi ca să se aerisească și de-aia voiam să... că avem tot așa, cum a venit Vasile la Bătristă și a comentat despre decolteul meu că nu mai sunt pusă, că nu mai... Mie mi se pare că unii oameni dacă nu îi flăguiești, dacă nu îi semnalizezi, că ei se semnalizează singuri, au sensația că fac ceea ce trebuie și atunci trebuie să le spui că nu e ce trebuie. Noi de fapt căutăm să vă monetizăm, dacă nu v-ați spus, dar e ok, că merg și banii voștri. Avem, bineînțeles, un comentariu și la adresa lui Doru care spune Paolo, ce am mai făcut? Și ne aduce tot timpul în vedere faptul că Doru face plasare de produse. Da, am câștigat la bani din plasare de produse, încât de-aia... Acum plasăm bani, nu mai plasăm produse. De-aia muncim că nu mai știm cum să plasăm produse. Facem, v-am mai spus, noi nu facem plasare de produse, vreau să fie foarte clar. Noi facem deplasare de produse. Exact, deplasare. Deplasăm de tot. Bun, momentul haterilor s-a încheiat. Pentru hate, vizitați rubrica de comentarii și veți apărea la noi în vlog. Pentru că, bineînțeles, cum e bad publicity, still publicity, nu-i așa? Dar e așa o liniște, nu știu, nesperată. Eu, sincer, mă așteptam să fie gălăgie, pentru că unde am fost noi și am mâncat, muzică, da. A fost o muzică de asta jamaicană, în tot, întreg local a fost semi-jamaican, așa, foarte interesant. Putem merge pe aici, da. Așa? Putem merge pe sus, pe acolo? Atâta. Sau pe aici, pe jos? Nu în pasă. Bun. Atunci, știi cum, e înainte, că era mai bine, tot înainte. Numai să nu se înfunde, că văd că oamenii ăștia aici au niște căsuțe superbe, și așa cum am spus. Simbolul părții acesteia de coastă este ghiveciu cu diferite flori. Aici văd, pus așa pe pereți. Și acum mă gândesc că atunci când o să avem și noi căsuța noastră, n-ar fi o idee rea cum să-ți împopoțonezi, mai ales primăvara, îți dai seama. Da, când să ai grijă de ele, trebuie să le uiți, să le dechisești, să le coafezi. Noi avem o amărâtă de plantă la care ne uităm în fiecare zi pe camera acasă cu groază, în speranța că nu s-a uscat și pare să fie foarte, cum să spune, fermă, domnule, în ciuda poziție, vremii, da. Foarte rea din Anglia în perioada asta. Dom'le, un frig, dărupe baraca, așa ceva. Remus ne spunea că a dat drumul la
centrală, deci... Am ajuns. Am ajuns, da. Stați un pic. Ce facem, sărim gardul sau... Hai să vedem. Știi tu că noi mai intrăm și după aia nu putem să mai ieșim. Da, nu mai ieșim. Edificio Valparaiso. Valparaiso este închis. S-a fundat. Hai înapoi. Vremea nașpa în Anglia și trebuie să ne întoarcem. De asta este... Faptul că ne mai întoarcem, că cineva ne întreba, mă, dar vă mai întoarceți? Nu știu, din domnule. Din păcate. Da, sau din fericire. Să ne întoarcem. Mă? Și din fericire, glumesc acum, vă dați seama că aseară chiar mă gândeam și făceam așa, că eu am momente din astea, probabil mă bate soarele peste zi foarte mult în cap și am momente din astea de reculegere, de reflexie, de stau și mă gândesc. Adică îmi pun aia doi neuroni rămași în funcțiune. Și mă gândeam că ne-am schimbat foarte mult în perioada asta în care am stat în UK. Ne-am obișnuit cu tot felul de metehnii din astea parvenitoase. Cum ar fi politețe, trafic civilizat. Da, ne-am obișnuit, domnule, cu lucruri și de genul, e adevărat. Chiar vedeam un genul ăsta de meme, că britanicii își spun scuze din orice oricui la orice moment. Și sincer, eu chiar apreciez foarte mult genul ăsta de politețe și acum îmi dau seama cât de mult cât de valoros este, cât de mult aport are în viața ta, de la cum te simți în momentul când te duci undeva, până și la momentul în care te întâlnești cu cineva pe stradă și zâmbește, are un impact foarte mare asupra felului în care te simți și cum te simți așa închegat în societate. Și dacă aici e vremea care îți improve the mood, dincolo sunt oameni. Deci, vezi, plusuri și minusuri peste tot. L-ai văzut semnul ăla? Da. Toate străzile așa au semne. Mm-hmm. Faianța aia cu lămâile, da. Păi probabil că e sigla. Da, vreau să vă spun că, să fim sinceri, am căutat cine este Pona înainte să plecăm, atunci când am vrut să plecăm. În sensul să ne cazăm în Estepona. Nu găsești, majoritatea sunt fully booked tot timpul anului pentru că este atât de frumoasă. Și când găsești niște apartamente foarte mari sau niște locuri care nu erau chiar potrivite pentru ceea ce voiam noi. Și la prețuri mult mai mari, cei drept, decât partea cealaltă, de după Malaga. Mm-hmm. Dar e frumos foc. Vai, da. Pe aici. Ceva miroase. Vai, foarte frumos. Asta miroase. A, chestia asta miroase. Da, a fugit Delia de albine, dar miroase foarte frumos, foarte interesant. Da, este iasomie, deci am trecut și am simțit că miroase, cum îi spuneam noi spuneam în România lămâiță, nu? Eu voi sta cred la 2 metri de... Hai să încercăm un pic mai aproape, vrei? Uite până aici, hai să încercăm până aici. Ca asta ne-a și... stați acolo, că tu ai acolo, eu aici. Da. Asta ne-a și chemat să ne oprim, pentru că ați văzut, pur și simplu am reacționat, ca la mirosul de mici, mai avem și reacții din astea, la mirosuri frumoase. Bine, nu știu, hai să o luăm în sus, nu? Dar și așa ceva, deci ador plantele. Sper că nu vrei și un copac din ăsta să avem în casă, că palmierul la baie ne ajunge astăzi, realmente vorbind, chiar am fost la o cârciumă care avea un palmier în baie. Dom'le, se uita palmierul la mine, înțelegeți? Genul ăsta de momente, știi cum, când pui un miros pe un gen de amintire? Așa miroase de frumos iasomia aia. Să continuăm atunci, zic. Văd că eu venit din partea asta. Vai, ce frumos e și în partea asta. Stați un pic să dăm tufa la o parte ca să vedeți și voi. Ia uitați. Doamne, dar cât naționalism, atâtea steaguri am văzut aici. Da, e superb. Nu? E superb orașul ăsta, nu-i așa? Este. Și să știți că și Marbella, astăzi am descoperit-o altfel, în ignoranța noastră, noi credeam că Marbella e ce văzusem noi în vlogul de data trecută. Da, da. Tot așa avem aici pe canal un vlog din Marbella de acum ceva vreme. Dar nu, ne-a dus colega mea într-o zonă foarte drăguță. Sincer, am zis un pic de Franța acolo. Cred. Soțul ei este francez, născut la Paris. Ulterior s-a mutat în Spania cu afacerile și mi s-a părut foarte interesant. Că ne-a dus în locuri care cumva se vede amprenta lui pe locurile pe care le vizitează ei împreună, ce le plac, pentru că francezii au, domnule, dacă ceva au francezii au gust. Și la mâncare? Și la cultură, și la educație. Doamne, cât a pisica de mare, de unde a venit pisica asta? Cât ai mâncat, mă, de că ai făcut tu așa mare? Frumoasă ești tu, panteruță frumoasă. Cotonoi.
Are și zgarda antipurici. Mă, frumusețe, de unde vii tu? Mi sunteți frumoși cu ochii ăștia verzi așa? Dar mare pisică. Nu știu, au ăștia niște pisici pe aici, parcă le hrănesc pe uruială, cum se spune. Uite, domnule, să te simți ca acasă. Deci hai. Asta este, asta este cadru. Hai, te rog frumos, vreau să facem o poză de thumbnail corespunzătoare acolo. Așa. Perfect. Sus acolo, cred că e orașul. Cumva acolo e soarele la jumătate și iarăși orașul în partea asta la altă. Foarte mișto făcută. Și pe aici se aleargă pe scutere din astea electrice. Pentru că da, aici e legal, nu ca în Anglia, unde poți să-ți cumperi, dar n-ai voie să-l folosești pe drumurile publice. Care-i logica? Nu știu, mă rog, sper că într-o zi o să reglementeze cumva, să ne permită să ne cumpărăm asigurare și să putem să ne cumpărăm și noi scutere de astea electrice, pentru că sunt foarte practice. Mai ales la țară, cum avem noi, ducem până la Morrisons cu ele, bă, ar fi super. Oricum și văd pe mine pe scooter până la Morrisons. Altfel, plin de portocali și să vedem, poate reușesc și eu să găsesc o portocală din asta. Uite câte sunt aici, asta e plin de portocale, spre exemplu. Dar în zona asta toate aceste străzi de centru al orașului sunt împânzite de portocali și miroase senzațional, iar unde nu ai portocali, ați văzut, ai iasomia aia care miroase, doamne, deci îmi venea să nu mai plec de acolo, m-au izgonit albinele. Doamne, vreau și o portocală de acolo. Nu cade, mă, niciunul. E rar el să fie dacă ar cădea. Într-adevăr, arată un pic cam cocârjite, scofârjite, așa. Da, nici n-a reușit să miște copacul. Da. Am constatat, apropo, palmierii prin oraș au așa, la rădăcini, au chestiile astea, ca niște vase. Da, nu știu cum să spun. Niște niște furtune. Da, furtune de irigații. Că altfel ne și întrebam, mă, cum se întrețin ăștia așa bine? Că nu vine nimeni să-i ude, nu vezi mașini din alea care să vină să-i ude. Oricum, interesant. Aute, Casa Capșa, nu? Ce glume de șantierist am pe mine astăzi, m-a plăcut? M-a plăcut asta? Auzi, dar nu vrei să mergem și pe partea asta, pe la mare? Da, da, hai. Aici. Eu am zis, fiți atenți, zici, am prăit să o văd și pe asta, da? Am zis să-l duc în centru, să-l duc departe de mare, că mereu îmi spune, în toate orașele în care mergem, tu mă duci pe promenadă, tu mă duci pe la mare, tu mă duci să mă plimb pe faleză. Și am zis, gata, fac o schimbare astăzi, să-i fac pe plac soțului meu. Și soțul meu ce zice? Ați prins pe cameră, da? A fost. S-a nu știu, domnule, n-am fost aici, eram plecat în weekend. S-a încălzit și camera, așa că revenim. Vă spuneam de sistemul ăla de irigație. Uite, ăsta e sistemul, uite așa, au furtune din astea. Dar ăsta e pentru întreaga chestie. Poate găsim la baza unui palmier. Bun, hai să revenim la florile noastre, că noi cât s-a mai răcit camera, e cald afară totuși. Am mai făcut niște poze, niște exact, am mai făcut niște poze, văd că sunt 28 de grade. Am mai fugit de niște albine. Călduț. Uite așa e culoare frumoasă, cât de vie este, că asta e ideea, sunt foarte vii. E ca o grădină botanică, foarte frumos amenajată, deci toate băncile astea sunt conjurate de flori, sunt niște flori superbe și sunt puse așa pe culori, aici, colo, undeva ai o mare de galben, undeva ai o mare de roz. Mie mi-ar plăcea foarte mult și vă spun sincer că visez la a avea o grădină care să fie așa amenajată și înflorită și la... Uite, și să ai un copac că... din ăsta și să stai sub el? Da, și cu, ai că munca ca munca, că dacă nu știi tu să te faci și ești inept ca mine în materie de grădină. Da, grădinării te refer, să fim grădinari, da. Cărbi pe cineva da. Și-ți face, că vorba aia. Dar... ce fac cu ea? Că doar o privesc de sus, de la balcon, probabil, pentru că mie mi-e atât de frică de insecte și nu știu cum să-mi depășesc teama asta, nu mai ales depăși. De albine. Pentru că eu sunt conștientă că albinele sunt niște insecte prietenoase și drăguțe și super utile în lumea asta. Sunt absolutamente convinsă de asta, dar totuși mi-e frică de ele. Ce mă fac? Nu știu. Plin de flori, într-adevăr. Asta e o stațiune, să o numim așa, mult mai... mai prietenoasă cu turistul. Mai curată, mai amenajată. Da, mai, da, asta vreau să foarte spun. Foarte frumoasă. Da. Comparativ cu gunoiul din Malaga pe care l-am văzut. Cine n-a văzut vlogul pe Pofticioși, am vrut noi să încercăm o șaurma. Dom'le, oia mâncau la mese în stânga și în dreapta și a venit mașina de gunoi să ia gunoi. A fost sub orice critică. Vă jur că mi s-a tăiat, mi-a trecut pofta de desert după ce că nimerisem o șaurma proastă. Aia a fost cea mai proastă șaurma pe care am mâncat eu ever. O puteți găsi pe canalul Pofticioși. Se și termină brusc
stațiunea, pentru că aici se iese la stradă. Ia uite, altă parcare chiar sub plajă, la propriu sub plajă. După o dată ce o să facem la dreapta acum aici, mergem la plajă. Am văzut câinele ăsta care nu știm exact ce e și data trecută, e o dubioșenie, bă, urâtă, dar n-ai, e un act artistic, ce să-i faci? Trebuie să treci pe lângă el, să-l admiri, să zici, bă, cât de urât e, că na. Artă urbană pe care nu înțelegem. Doamne, dacă de vie e stațiunea asta, când am venit aici în septembrie, era lume, dar era vazi pustiu. Acum da. Văd plaja asta este, nu, plină, dar da. Se vede că lumea e liberă. Da, da, eu mă așteptam să fie mai multă lume, pentru că la noi când am plecat de acasă dimineața era full. Băi, era fulenul, n-aveam unde să parchez mașina. Da, chiar era. Ciudat, și, că aici nu sunt așa mulți. Și când am trecut pe stațiuni și traficul e aglomerat. Da. Noroc că oamenii ăștia aici conduc senzațional de bine, super civilizat, adică n-am nicio problemă, nici n-am avut 10 heart attack-uri până la destinație. Da, e ok, adică nu e genul ăla de aglomerație. Eu mi-aduc aminte că în România era mult mai rău. Când era 1 mai, mi se pare că parcă toți voiau să facă același lucru în același loc, în același moment. Bine, au și spații, că vorbesc rahat acum, îmi dau singură hate. Că noi avem cât 244 de kilometri de litoral. Nu, no, știu, minte, utilizabil mult mai puțin. Da, iar ăștia au aici toată... Toată peninsula, de jur împrejur, da. Adevărul că sunt plaje sălbatice, una după alta, dacă te uiți pe ele. Nu sunt pe hartă și le vezi de sus și nu zici că, domnule, vezi nisip și gata, e plajă, ci pur și simplu vezi, de fapt, o umbrelă și sub umbrelă vezi oameni, tot felul de locuri pe care le-au descoperit, oameni care vor să aibă privacy, care vor să aibă o intimitate aparte. Uite, domnule, că tu ești șefă la șah, ar fi o idee să băgăm și noi în șah. Uitați, ne luăm tablele, domnule, avem table, joc de table și asta era și scopul. Să mergem când suntem liberi și suntem la soare și suntem la plajă. Cum să jucăm o tablă, bă, românească, ne-așa. Și cum te-ai simțit? Ia spune-ne mai mult, cum te-ai simțit? Nu vreau să vorbesc despre asta, m-am simțit foarte bine, atât de bine încât am luat ibuprofen. 802 pastile direct, pentru că bă, eu nu sunt de bronzat, bă, eu sunt de pârlit. Și aici oaza cu duș, dar s-a întâmplat ceva totuși, că vezi, s-au uscat ăștia. Deși au furtunele la bază, vezi, da, furtunele de alimentare cu apă. Probabil că nu, de fapt cred că nu i-au coafat, știi că ăștia coafează. Uite, iarăși dispozitiv din ăsta cu apă, cum am mai văzut noi, și din culoasele din ăsta funcționează. Nu prea are putere asta. Da. E o problemă cu apa, v-am tot zis vlogurile astea. Oamenii ăștia și în Spania, cel puțin pe coasta asta aici, au probleme cu apa. Râurile vin, le vezi pe hartă și sunt albastre doar pe hartă. Le vezi pe Google Maps, treci pe dita, ai podul și când te uiți dedesubt, e o uscăciune, o ariditate și e de ceva timp, pentru că deja au început să planteze tot felul de pom fructifer. Ce puni aici? Hai că ziceam că nu e aglomerat. Dar stați așa, că începe ușor-ușor să se aglomereze. Dintr-o dată au apărut în jurul nostru o grămadă de oameni, iar din față par să vină tot mai mulți. Știi cum îmi place mie canul pe coasta de Azur cel mai mult? Așa îmi place aici Stepona. În Spania. Da. Deci canul Franța, Spania este Stepona. Dar Puerto Banus nu ți-a plăcut, drag, acolo la iahturi, la... mașini de pâr-pâr? Eu când mă duc în porturi cu iahturi, mașini mai terminate. Deci dacă vrei să mă hornăiești, dar nu mai poți, îmi vorbești de mașini și plec, ducând, mă duc, mâncând pământ. De fiecare dată când merg într-un port cu iahturi, nu știu ce, dar mi se pare poluare. Bine, asta mă gândesc, la poluare, da. La... Nu mă impresionează cu nimic. Bineînțeles că da, e senzațional să ai un iaht, să plec cu da. Iahturi, să ai... Disclaimer aici, doamnelor și domnilor, nu suntem cunoscători. Nu sunt cunoscători de bărcuistică deloc, deci sunt varză. Și frumos e când te uși pe el și te plimbi cu el și îl folosești. Când mergi să le vezi așa ca într-un... E ca și cum te-ai plimbat printr-un parking. Da. Câtă lumea se plimbă printr-un parking. Așa este. Da, vedeți, v-am zis, aici s-a aglomerat. Bine, aici e și locul de joacă și, în general, pe lângă locurile de joacă există aglomerație. Vreau banane, mă duc și eu. Ia uite cât e de mare. Fantastic. Dar cât au locul de joacă oamenii ăștia? Cred că aici există și sala ta, știi, unde faci tu fitness. A, sala mea, da. Rup sala. Doamna cred că se ocupă cu ceva de curățenie, să știi. Ce dispozitiv drăguț și interesant are. E o bicicletă. Da, e o bicicletă. Uite o altă oază din aia. Vezi că sunt din, da. Așa, din plajă în plajă. Îmi plac mult de tot. Mi se pare super interesant să faci în mijlocul palmierilor dușurile. Foarte bună idee. Vă spun, nu știu, cred că am zis-o acum 5 minute, dintre toată coasta și am mers ceva, am mers de la... Practic am mers până sus, am mers Barcelona, n-am văzut Valencia, dar am venit încoace, în coace, jos, Benidorm, toată zona asta de aici, de lângă Malaga.
cel mai mult și cel mai mult este Kona. Deci mie îmi place cel mai mult și bineînțeles urmată de Torox unde stăm, unde mi se pare foarte liniștit și foarte ok, și Torre del Mar, iarăși îmi place. Și mie îmi place, dar Torre del Mar ne place pentru liniștea falezei, în primul rând, și pentru mâncare, domnule. Ne întreba cineva cum am făcut noi de am luat cazare în Benidorm. Și vrem să clarificăm aici că noi nu avem cazare în Benidorm, am trecut prin Benidorm, am stat în Benidorm în trecut, dar anul acesta, experimentul ăsta pe care l-am făcut noi acum, de fapt suntem cazați pe Torox Costa. Asta da. Este undeva mai jos, pe la vreo 400 de kilometri da. Mai jos. Vreo 3 ore jumate, 4 ore. Da. Benidorm și, am închiriat cum ar veni prin Airbnb. Nu e nimic special, pur și simplu avem cont de Airbnb, am căutat pentru cel puțin o lună. E foarte important pentru că peste o lună apar brusc reducerile și discutăm de reduceri de peste 60%. Una este când pentru 10 zile plătești 900 de euro și alta e când pentru mai bine de 30 de zile plătești undeva la 800 de euro, cum am plătit noi, aproape 800 de euro, nici măcar 800 de euro n-am plătit, pentru 30 și ceva de zile. Și ne-am gândit că asta este cea mai bună opțiune pentru noi să trăim sau să experimentăm locul, pentru că noi și lucrăm, nu ne-am luat concedii, noi lucrăm realmente. Da. Avem programul de lucru normal, iar seara ieșim și oricum ne prinde foarte bine pentru că vremea asta și probabil că încă nu ne-am dezobișnuit complet de faptul că suntem în altă parte, ne scoate, domnule, fiecare zi din casă și facem mișcare. Nu, am stat și m-am gândit ca să te dezobești parvenită de... Parvenită după Anglia. Mergeam câte 4 zile legate cu un weekend și astăzi spun asta, dar într-adevăr ca să te obișnuiești și să intri în ritmul vieții și să nu fugi dintr-un loc în altul, că simți nevoia să încerci cât mai mult, să mănânci cât mai mult, să vezi cât mai mult, să te plimbi cât mai mult, cred că totuși de la 2 luni în sus. Da? Da. Provocarea următoare va avea cel puțin 2 luni, pentru că s-a deces. Dacă e Franța, de la un an în sus, pentru că trebuie să te obișnuiești. O să un semn interesant mai în spate. Playa Sin Humo. Și înțeleg de la Delia că ea este traducătoarea mea din spaniolă în engleză și eu fac după aia traducerea din engleză în franceză ca să înțeleg și în română. Înseamnă de nefumători. Sau cel puțin, uitați și aici scrie Playa Sin Humo. Deci practic segmentul ăsta de aici și aici, bucata asta, nu ai voie să fii, să intri dacă ești fumător sau, mă rog, dacă vrei să fumezi pe plajă. Și mi se pare un touch foarte interesant, pentru că îmi amintesc momentele când mergeam și ne așezam frumos la cerceaf. La și mare. Era super enervant. Băi, și-ți venea cineva când se așeza cuvântul și aprindeau 2-3 țigări. Știți că eu am întrebarea asta? De ce mai fumează, domnule, oamenii în 2023? Pe cuvântul onoare, nu văd sensul. Și eu o spun din perspectiva unui fost fumător. Iar eu când m-am lăsat de țigări, pur și simplu m-am lăsat. Adică nu am fost un fumător de la ocazional. A fost doar de fuma până la 2 pachete pe zi. Dar de ce? Jale. N-ar exista motive acum și există. Nu știu, atunci. Nu știu, nu mai pot eu să concep. Ce zici și mie, opinia voastră în comentarii. Zic. Tu? Da. Tu ești în stare să fumezi nici măcar o țigară din aia de gumă de mestecat, dar apoi o țigară cu tutun. Am încercat de 2 ori pentru că mă rodea curiozitatea și când zic că am încercat de 2 ori, bine, am fumat de mai multe ori, nu doar de 2 ori. Dar tentativele astea de 2 ori le țin minte pentru că de ambele dăți am încercat să trag în piept, cum se spune. Să fumezi propriu zis, da? Nu să pufăi. Și prima oară am zis că mor. Am zis ce am făcut, gata, this is it. Pur și simplu am tras din țigare, în piept, cum se spune. Și am simțit că mă arde atât de tare tot tractul ăsta și că mă nec atât de tare, că nu mai am aer. Am simțit ca și cum tot fumul ăla umplese plămânii și aerul nu mai avea loc. Și am zis, bun, hai, asta a fost prima dată, nu știu eu, mai încerc o dată ca să devin experimentat, mare experiment. A doua oară, aceeași chestie, a fost oribil, m-am înnecat, nu mi-a plăcut deloc și vreau să vă spun că a doua oară am zis, gata, nici nu mai încerc, nici nu mai pufă, nici nu mai nimic. Și nu m-a atras, nu mi s-a părut niciodată ceva ce îmi lipsește sau cum îi vezi pe câte unii, domne, vreau să ieși eu la o țigară. Domne, e o chestie de activitate socială, ți-am zis, și cu fumatul, și cu băutul, în general astea sunt activități sociale. Ciringhită tropicală. Simt nevoia să stau undeva unde nu-i muzică deloc, pentru că după astăzi, sincer, deci mă dor creierii, pentru că în partea asta se termină, practic. Și urci scările alea și probabil intri prin... Ia uite, și ei au un turn aici. Și ei au aici, dar se întâmplă ceva cu el.
Da, e în reconstrucție, da. Hai să vedem, domnule, Chiringuito Tropical. Bine, ați venit. Am luat-o la cărciuma asta, e un pic de muzică acolo pe fundal, dar e departe și e bine. Hai să vedem dacă îi găsim de ei. I-am zis, Dor, dacă n-au mojito, eu nu vreau. Eu vreau să mergem într-un loc în care au mojito. Multă mâncare și unde-s băuturile, domnule? Uite drink list aici. Carta de bebidas. Nu se poate, nu se poate. N-au. Nu cred că au. Ah, cocktail. Mojito, e ultimul. Pedir de mucho sabores, ok. Hai să vedem. Puedo tener un mojito, por favor. Mojito. Cafe americano, un poco de leche. Aparte. Aparte. Hai să vedem dacă este ce trebuie. Pe arată care e numai cuburi de gheață aici. E bun? E puternic, e strong. Pregătiți-vă pentru un nou vlogulețe. Eu nu pot să beau pentru că suntem cu tractorul. Dar arată super interesant. Ia uzi, e ziua cuiva aici, sărbătoare mare. Deci au pus aici ananas, portocale, la fundamentă, uite aici. Uh-huh. Uite și deasupra mentă, ia-o tu. Da, și mai are... Astea sunt merișoare, măi. Mai sunt aici niște afine și niște merișoare care dau un gust foarte bun, căpșuni printre gheață din asta mică, așa că mie așa îmi place gheața în cocktailuri. Și mult alcool, desigur, suculeț. Exact ce căutam. Mission accomplished.